Da, de ce mergeți drum aici? Nu înțeleg. După ce se aprinde lumina, de ce? Asta e așa. Filmăm cu lumina. Uite-te după mașina lui Frank. Cu ce rog, ce? Mortă-mi. Ia zi, Olga, câte oale ai luat după tine? Ce mâncare? Unde pleci? A luat toate oalele, mâncarea, tot să fac mâncare lui frate meu. Că a plecat de acasă, că n-avea cine să-i facă mâncare. Da. Erau toate mizerabile, nu mai spălau vase de oalele. Deci am mâncare în mizerie acolo. Că ești bine că... Poliție. Ai ajuns... Ești în București? Și am venit la București aici să... Ne mutăm aici cu toți la București, să am grijă de frate meu până-i trece. O lună de zile trebuie să stau cu frate meu să-i fac mâncare de regim. Să nu mai mănâncă carne de porc, ce fac ei acolo. Și ea spune, cu cine e leu acolo? Ce șofer are? Pe Cătă? Pe Cătă, ia uite, înainte cu Cătă. Și tu pe cine ai șofer? Eu am pe Anca, ia uite. Da? Da. Pe Anca o ai. Anca oficial. Nu. Ce e aici, Darius? Ce? Uite ce e de frumos. Mergem la mormânt. Da, Cătă. Da, Cătă. Telefonul ăsta îl pui pe el. Da, ce făcuși? Ești după mine, da? Da, sunt după tine, da. Adică tu ești de ca jetă. Cum îi cheamă? Da, multă, nu mă. Mai avem puțin. Hai. Merg prea încet. Fratele meu, nu? Eu sunt, eu sunt. Gata, tu în curs toată circulația am văzut. Nu, nu. Că nu e nimeni, eu. Acum nu mai e nimeni, dar ai mers încet pe acolo. Noi pe 1 martie ne mutăm la București, toamna pe 1 martie. Când era ziua noastră, încă, de ce ne mutăm asta? Astăzi ne-am găsit să ne mutăm. Eu am mai fost pe aici cu Leo, eu știu zonele pe aici. Mamă, ce de frumos. Mă, ce e fain. Eu de tot mergi pe bandă ta unde vezi tu, unde te arată GPS-ul pe acolo mergi. Bă, nu mai am GPS, nu mi-ai pus GPS-ul la rinote. Tu ești GPS-ul acum. Da. Păi eu trebuie să ne-am după tine, cine păi intră după tine? Nu pot să intru repede după tine, unul cu Mercedes-ul, ce să-i păi fac? Nu mai lăsa pe nimeni după tine. N-am cum să-l las, uite, cum da, să da. Nu-l las. Păi trebuie să-mi balez motorul aici. Eu uite, cum? Păi nu-mi fac să-mi balez. Nu să... Pe Darius să-i conducă, Darius. Da. Pune pe Olga dacă... Pe Olga, o pun. Vrei să dau jos pe Anca să conduc eu acum? Auzi? Auzi că nu știe cum veni, auzi, cu mine tot drumul. Nu mai știe, auzi, cum veni, auzi. Păi cât stres mi-a dat Anca? Asta-i drumul către Constanța. Constanța! Da, mai avem puțin la Constanța. Ce faci, Cătă? Mergi la mare? Unde mergi? Păi ce, la mare, ne mutăm Cătă. La Constanța, păi ne mutăm la București, ai zis. Că ai luat apartamentul și cu Leo, că a luat Leo apartament. Mergem la Constanța mai bine, zis, nu la București. Frate meu că mi-a luat apartament la București la ca să facă ziua noastră de 1 martie. Pa, cu e ziua lui Cătă? A mea și a Anca. Bă, pă, dacă e ziua lui Cătă... Da, domnul GPS. Până acum s-a luat el după noi și din București, gata, el e. Păi a zis că cunoaște bine Bucureștiul, că te iau. Da. Că umbla cu Leo pe aici, așa e? Da, uite, Darius, hotelurile ale mari. Darius. Eu vreau să merg la mall-ul mare. Vai, Darius. Aceea e ăla. Ce-am găsit disperată după București? Ce-am făcut de sunt disperată? Mă, da. Tu ești nebună de tot. Te păi disperată, București. Ce e București? Păi pentru tine nu e nimic, Olga, dar la Anca prima dată când ai intrat în București. Mai am fost odată la spital. Ai mai fost? Dar n-am venit în Când am mai fost? Ba, da, bine. Când ai venit tu din Germania, ești obătută. Nu mă... Ce faci, Anca? Vrei ca să știu strâng? Da, nu știu de ce faci, Anca, o dau jos din la volan și conduc eu în București.
Păi tu cunoști bine București. Păi ea cunoaște, ea e... Păi aici am crescut, de la capitală. Ea a crescut în capitală, da. Serios acum. Păi nu-l căutăm acum pe Cosmin, pe unde-i Cosmin? N-avem nevoie. Unde-i Cristi, ca să-l dăm din Strehaia, să mă... Poet, unde să-l e mutăm poet? Noi din, pe Cristi din București de aici. Da, cred că poet a plecat. Păi ne-am mutat noi acum din București să pleacă Cristi din București. Să pleacă în America. Vreau să pleacă Cristi în America. Să nu mai stăm în București, că ne-am mutat noi aici la București. Cu toată familia. Să știi că mă doare capul, dar nu știu de ce. Că n-ai beut cafea? Nu. De la ce GPS? Am avut două GPS-uri, dar nu știu care este. Ala din față. Eu cred că de la mine. Enervantul din ele. Eu? Cred că... Bogdan știe, care era GPS-ul asta care doare capul? Asta din față, ia uite-l cu Darius. Ăsta. GPS-ul cel mai mare. Cel mai mare din tot. Eu sunt. A? Tu, păi, tu ești în fața acolo. Bă, nu vedeți că e Leo în fața voastră, ați nebunit? Păi, ia uite Leo cu cătă, ăla-i GPS-ul vostru. Trebuie să nu mai plecați fără niciune, fără Leo. Ați venit în București, m-a adus Leo. Fără el n-aveți ce căuta niciune fără el. Nu vă duceți la mall fără el, la terasă, la cafele, la alea. Fără Leo, niciune, da? L-am adus în București, gata, suntem liberi. Nici tu, Bogdan, n-ai voie nici Dariu, nici Cătă, nici Anca, nimeni. Fără Leo nu plecăm niciune. Nici tu! Ce au da, niciunul. Nu avem voie să mergem la mall? Nici nu, câinii! Nu. Avem! Fără Leo nu, cu Leo da, vă duce Leo la mall, vă duce Leo pe tot. O să plimbăm pe Leo acum, după noi. El e da. Bolnav, noi ne plimbăm. Da. Păi când e bolnav, stai și voi cu el în casă, nu? Stăm în casă, păi facem mâncare. Cu el. Da, Cătă e cu el. Facem mâncare de regim. Bună lui. Am luat făină, am luat uleiul să-i fac lui Darius crătite, să-i fac gogoși mâine. Îi face Bogdan crătite. Nu, nu, lui Darius tu trebuie să-i dai banii și merge cu mine la mall atât. Merg amândoi, ce mai am nevoie. Păi credeți că ați venit la București și vă duc la restaurant, vă fac mâncare acasă. Noi avem nevoie de gogoșile de tele care le faci. Doar că la Strehaia vă fac mâncare. Unde e? Stai că nu m-am lăsat pe ăștia. M-am mai prins roșu. Da, du-te, Cătă. Du-te, Cătă, du-te. Ce pot ăsta? Mă doare ochii, nu știu de ce mă doare ochii. Disperată e după București ăsta. Îmi merge la mol. Ce-am făcut? Ai disperat. Eu cred că te pierd pe București. Mă pierd? Păi dacă ești disperată după București, te duci și nu mai te găsesc. Păi dacă pleci undeva fără să știu și nu mai te găsesc. Pleacă la... Mă să iei telefonul cu tine să dai GPS-ul. Unde plecăm, Darius? Nu știu. Răspunde lui Cătă. În seara asta plecăm la mor. Da, Cătă, am rămas la semafor, Cătă, n-am ce să-ți fac. Adică merg încet ca să vii după mine, mergi drept înainte. Da, Cătă, mă doare capul și nu știu de ce. Ce GPS? E prea multe informații, prea multă putere grafică pentru creierul tău. Am aici un GPS tare. Nu vreți să vi-l dau și vouă? Darius? Nu. Olga, originală. Da, prieteni, ne uitați aici pe Olga la ora 2 noaptea, facem mâncare. Ia uitați-vă și voi. Dar ce să fac? Dacă acum am ajuns la București, că m-a adus aici la București. Anul ăsta tot... Dar tu ce fac? Mă filmez cu spatele. Nu te scoci și tu de acolo. Ia, ce mâncare faci acolo? Ia să vedem. Ce mâncare? Fac picăței cu cartofi. Ia, cu cartofi. Picăței. Să fac lui Darius, lui Cătă, lui Anca, lui frate meu. Ție. La dar cum îi face acolo? Fără ulei, fără nimic? Da, la grătare așa. Cum la grătare? La grătare. Păi acoperi cu ceva, măcar. Nu vezi, ăla. Ideea că a venit fratele meu cu ea fără ulei. N-a luat pe și ăla. Da? Ia vedeți, prieteni, la ora 2 noaptea. Ia de ce vorbește Anca, oficial de tare, ia. Ce zice Anca? Să vadă și lumea realitatea și pe ea. Nu e tot aceea. Ia uite, să vorbească Anca, au vorbit pe lei aia ta. Ce zici că te-a acolo? Nu are creier, da. N-ai voie să vină pastile. Cum? Nu e voie acolo. A? Nu e voie acolo. Numai la bucătărie, la bucătărie aici pe tine. Numai la bucătărie, pe mine. Da.
Și pe ei nu ce fac, că mă doare capul de ei. Nu știu ce face Cătă, am văzut acolo că face ceva la ei. Cătă zice că pune pastile, nu frate, nu și nu știe. Sună pe Alin ca să-i spună Alin. Ce să-i spun? Să pună pastile, cum să le ia. Știe, știe și Cătă. Zice că e ca asistent, auzi? Da. Ia spune-mi, cum ești aici la București? Cum ți se pare? Nu prea bine. Nu prea bine? Nu. De ce nu? Prin gălăgie. Pe cine face gălăgie? Eu de ce vorbește Anca? Ce aude cine face gălăgie? Anca? Ne certăm aici atât. Lisogramul ăsta de 5 mg, când trebuie să-l ia? Zei, Olga, ce faceți? Uite, s-au ars picați aici. Uite, s-au ars așa aici, ia vezi. Da? Păi trebuie un oțel ulei pe jos, nu, la tigaie, nu? Nu vreau să pună ulei, frate, nu. N-are voie cu ulei. Sunt făcuți, ia uite. Ia gustă, că sunt făcuți. Păi da, oțelul de ulei trebuie. Nu trebuie, da. Ia gustă. De ce nu? Sunt făcuți, gustă să vezi. Vreau pe tot. Sunt făcuți, ia? Da, sunt făcuți. Le opresc, da? Opresc. Acum lăsăm ca tot, da? Tot spuneam că nu mănânci, dar când se face mâncarea trebuie să mănânci, nu? Da, vreau să știu și eu câte mănânc. E două. Și mâncam la două. N-ai mai mâncat până acum la ora două noapte? Da, păi eu așa mănânc, când mi-e foam, acum am ajuns. Vreau să ne îngrașă. N-am mâncat toată ziua, ci că eu am crezut că mă duci la restaurant și tu m-ai adus la București. Am condus păi toată ziua. De întâi martie, păi Olga la Craiova știi ce făcea și la două, trei mânca. Doamne, să vede, să da. Vede. Se vede? Se vede. Cum se vede? Oamenii spune că am mai slăbit și tu spui că se nu vede. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dacă eu n-am mâncat nimic astăzi, Anca m-a adus cu mașina și n-am oprit la niciun restaurant să mâncăm. A condus de la Strehaia până la București, până la Craiova să mă ia, a oprit de m-a luat de la Craiova și n-am oprit niciun, de la niciun restaurant. Auzi și Anca, că n-ai dat lui soacră ta de mâncare, ai văzut? Ai oprit aici la picăță. Mi-am luat și lingură de acasă. Am știut că am nevoie aici, nu? Ai știut, nu? Da, tot și de aia și tot. Și auzi ăștia că ți-a la filiaș iar apartament. Cine? A? Alin, nu ăștia, nu știu cine a spus. Zice că ți-a apartament la filiaș. Cine, la tine? Alin a zis că ți-a apartament la filiaș. Mi-a mie? Da. De ce? Așa am auzit, nu știu de ce. Nu, se mută ei acolo, cred. Pentru tine azi, special, iau. Da. Păi dacă sunt eu la București, te-ai făcut. A crezut eu de aici, da? Nu de singură. Nu știu. Auzi, frate, să nu mă dau aici, da. Eu singură, auzi. Nu mai gândi, m-a dirimat, dar vă vreau cum ai. Nu mai vorbiți aici. Păi cine e mult aici? Mine era nu se duce. Unde-i Darius? O vină să mănâncă, Darius. Cred că Darius a dormit, Darius. Da. A dormit nemâncat. Da. Vezi, acum vlog, ai fost vlogul. Măcar pune vlogul, să vadă lumea unde ești. Așa. Uite, cartofii. Ia, cheamă-l pe Darius, uite, cartofii sunt gata. Da. Lisogramul ăsta de 5 mg l-am pus dimineața și seara. Stai să închid. Cu toată poți să mor de foame, poți să închidem. Că toată n-au oprit niciun. Cătă și eu, Coca, n-au oprit niciun de să mâncare. Păi Cătă nu știe să facă mâncare. Ha?
Cătă nu știe. Ai luat și făina, gogoși, când faci? Ia uite cum s-a făcut ficăței. S-au făcut, gata? Da. Frate, mi-a luat ficăței, n-am pus nimic, am venit nimic. I-am gătat. N-ai pus vegeta, nimic? Da, n-am. A, vegeta am pus un pic. I-a pus un pic. Da. Dai să caute lichidul, nu m-am culcat. Pâinea de afară. Pâinea de afară. Nu m-am dus, nu m-am luat nu mai mâncați cu pâine. Păi și așa e. Noaptea se mănâncă fără pâine. Da. Știai? Eu v-am spus Hai, Darius. Hai. Nu vrei să te filmezi? De ce? De două. Nu vreau. Bine, hai, bine, nu mai fi. Hai, da? Hai. Hai. Bine, hai. Câte o să închidem aici și o să vedem mai târziu, pe mâine. Da.